Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Leșco și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Să vedem titlurile ediției. Procurorii Procuraturii Generale au efectuat acțiuni de urmărire penală la sediul Procuraturii Anticorupție. De ce? Aflați la știri. Acuzațiile lansate de către reprezentanții primăriei Chișinău sunt nefondate, iar municipalitatea are suficienți bani pentru a plăti serviciile asistenților sociale. Cine face declarațiile? Aflați în câteva momente. Reprezentantul Vaticanului în Ucraina, Visvaldas Kulbokas, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Care este motivul, vedeți la rubrica Știri Externe. Aproximativ 5.000 de lucrători medicali au mărșăluit recent pe străzile din București. Ce îi nemulțumește pe slujitorii lui Hipocrate, vă spunem la știri. Implicarea administrației prezidențiale în discuțiile din domeniul justiției politizează subiectul, care trebuie analizat în strictă conformitate cu legea. Este reacția președinției la declarațiile procurorului anticorupție Victoria Furtună, care a venit cu mai multe acuzații la adresa administrației prezidențiale, a reprezentanților Serviciului de Informații și Securitate, precum și a celor de la Centrul Național Anticorupție. Luni, Victoria Furtună, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, și-a anunțat demisia. Totodată, ea a explicat că a luat această decizie deoarece Serviciul de Informații și Securitate ar fi declarat-o o amenințare la adresa Securității Naționale. Vreau să vă aduc la cunoștință că din 14 ianuarie 2024 am primit un șir de acuzații în adresa mea aferent acțiunilor întreprinse pe cauza penală inițiată de către mine pe faptul concentrării instituțiilor publice, cum este Serviciul de Informații și Securitate a Statului, Centrul Național Anticorupție, care acționau exclusiv în interesul aparatului președintelui Republicii Moldova, la indicația acestora, prezentau informații strategică distorsionată pentru a prelua sistemul judecătoresc. Victoria Furtună a mai adăugat că la sfârșitul lunii februarie SIS ar fi trimis un aviz negativ conducerii Procuraturii Generale, după care în luna martie procurorul a fost privat de accesul la informații ce reprezintă secret de stat de nivelul 1. Toate tentativele procurorilor de a investiga infracțiuni îndreptate contra interesului public vor fi soldate cu acuzații de genul că procurorul prezintă pericol pentru securitatea statului. Ceea ce vreau să vă spun la toți este faptul că acțiunile agresiv-pasive întreprinse de către voi obstrucționează în acest sens orice tip de investigație. Am solicitat o reacție referitoare la acuzațiile aduse de Victoria Furtună din partea instituțiilor menționate. Astfel, Procuratura Anticorupție ne-a răspuns că își rezervă dreptul de a nu comenta aceste declarații. Același răspuns l-am primit și din partea reprezentanților PAS. Totodată, până la difuzarea acestui material, n-am primit un răspuns din partea Centrului Național Anticorupție. Cu toate acestea, administrația prezidențială a subliniat că declarațiile Victoriei Furtună sunt calumnioase. Instituția prezidențială nu comentează declarațiile calomnioase din spațiul public. Atragerea președinției în discuții ce vizează procese din sectorul justiției este de fapt o încercare de a politiza un subiect care trebuie examinat în strictă prevedere cu legea. La rândul său, într-un comentariu pentru un portal privat de știri, cei de la Serviciul de Informații și Securitate au menționat că verifică cetățenii cărora li se va acorda acces la secrete de stat și, în același timp, acționează în strictă conformitate cu legea, dar și respectă drepturile și libertățile omului.
Avizele sunt remise la adresa autorității solicitante, iar la elaborarea acestora serviciul se bazează pe informații pertinente și verificate respectând principiile neutralității și ale echidistanței. SIS, în activitatea sa, acționează în strictă conformitate cu prevederile legale și respectă drepturile și libertățile persoanelor, fiind concentrat pe îndeplinirea misiunilor sale, care vizează exclusiv securitatea națională. A doua zi după declarațiile procurorului Victoria Furtună, procurorii pe misiuni speciale au descins cu percheziții în biroul acesteia și menționează că acțiunile au loc după ce pe Telegram ar fi apărut o ordonanță de începere a urmăririi penale. Acțiunile au fost confirmate de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție. La 29 februarie 2024 a apărut în spațiul public pe un canal Telegram și pe o pagină web un document care conține date confidențiale a urmăririi penale. Ordonanța de pornire a urmăririi penale din 11 ianuarie 2024. Divulgarea intenționată a datelor urmăririi penale de către o persoană care efectuează urmărirea penală, cum ar fi un membru al grupului de urmărire penală format de procurori și ofițeri, se pedepsește cu amendă și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 3 ani. Articolul 315 din Codul Penal. Persoanele care contribuie la aceste infracțiuni pot fi trase la răspundere penală ca complici. A doua zi, la 1 martie 2024, Procuratura Anticorupție a sesizat Procurorul General despre o scurgere de informație în legătură cu o cauză penală în gestiunea Procuraturii Anticorupție, identificând în așa mod o potențială infracțiune contra justiției comisă de către angajați ai Procuraturii Anticorupție și anume divulgarea datelor urmăririi penale. Cauza penală pe scurgerea de informație se află în exercitarea Procuraturii Generale. Confirmăm faptul că Procuratura Generală efectuează urmărirea penală pe faptul divulgării intenționate a datelor urmăririi penale din cadrul unei cauze aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție. În legătură cu acest fapt, procurori din cadrul Procuraturii Generale au efectuat acțiuni de urmărire penală la sediul Procuraturii Anticorupție. Infirmăm faptul efectuării perchezițiilor la sediul Procuraturii Anticorupție, concretizând că acțiunile de urmărire penală desfășurate constau în cercetarea de acte și documente. La data de 17 martie, în ziua alegerilor prezidențiale în Federația Rusă, la Chișinău, dar și în câteva localități din regiunea transnistreană, vor fi deschise secții de votare. În context, marți, ambasadorul Federației Ruse în Moldova a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, acolo unde i s-a comunicat poziția MAIE cu privire la decizia de deschidere a secțiilor de votare în regiunea transnistreană. Potrivit presei din stânga Nistrului, pe data de 17 martie se vor deschide secții de votare la Tiraspol, Bender, Râbnița și Grigoriopol. În acest an, numărul secțiilor de vot este mai mic. De exemplu, în 2021, în regiune, au fost deschise aproximativ 30 de secții, iar de această dată doar 6. Duminică 17 martie, în regiunea transnistriană se va putea vota la alegerile prezidențiale din Rusia. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 8:00 și 20:00. La rândul lor, cei de la Biroul pentru Reintegrare au raportat că dialogul pe tema secțiilor de votare este asigurat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. Anterior s-a exprimat în repetate rânduri poziția de principiu a Chișinăului, ceea ce se rezumă la necesitatea de a se abține de la organizarea unor astfel de secții în perimetrul transnistrian, care nu se află sub controlul autorităților constituționale. Acolo unde accesibilitatea este limitată, măsurile de menținere a ordinii publice nu pot fi asigurate în mod corespunzător și acolo unde suveranitatea și integritatea teritorială a țării sunt încălcate. Anterior, ministrul de externe Mihai Popșoi a precizat clar că Chișinăul poate permite ca votul pentru alegerile prezidențiale din Rusia să aibă loc în țară, doar la sediul ambasadei Rusiei. Noi am interzis organizarea alegerilor oriunde în afara misiunii diplomatice, care, conform Convenției de la Viena, e complicat să întreprinzi careva măsuri care ar împiedica activitatea misiunii. Însă, dacă se va încerca organizarea acestui scrutin oriunde în altă parte, acest lucru va fi extrem de contraproductiv. Statul Republica Moldova este mai rezilient acum decât niciodată și vom încerca să contracărăm acțiuni care sunt în detrimentul deciziei suverane anunțate și convenite cu
cu statul Republica Moldova. Totuși, pe data de 12 martie, ambasadorul Federației Ruse în Moldova a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, acolo unde i s-a comunicat poziția sa privind dezaprobarea deciziei de deschidere a secțiilor de votare a Federației Ruse în regiunea transnistreană. La ieșirea din clădire, ambasadorul Rusiei, Oleg Vasnetsov, a afirmat că dreptul de vot este un drept inalienabil al tuturor cetățenilor. Aceste prevederi sunt precizate în Constituție și în alte reglementări. Sarcina principală a oricărei misiuni diplomatice este de a promova protecția drepturilor și a intereselor legitime ale cetățenilor săi. Despre deschiderea secțiilor de vot în regiunea transnistreană a vorbit și premierul Dorin Recean. Statul Republica Moldova acționează acolo unde poate să controleze mediul și corespunzător nu vom admite să fie încălcări pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. În rest, așa cum am spus, nota de protest a fost înaintată ambasadorului Vasnetsov și, încă o dată, repet, toată lumea trebuie să respecte statul Republica Moldova și, prin aceasta, cetățenii Republicii Moldova. Amintim că alegerile prezidențiale vor avea loc în Federația Rusă în perioada 15-17 martie. Pe teritoriul Republicii Moldova locuiesc aproximativ 250.000 de cetățeni ai Federației Ruse, majoritatea în regiunea transnistreană. Chișinăul urmărește îndeaproape situația din regiunea transnistreană. Astfel, responsabilii de la Biroul pentru Reintegrare au comentat știrea referitoare la faptul că miercuri va fi testat un sistem de avertizare de urgență pentru cetățenii de pe malul stâng al Nistrului. Direcția principală pentru situații de urgență informează cetățenii că miercuri 13 martie la ora 10 va avea loc lansarea planificată a unui sistem cuprinzător de avertizare a situațiilor de urgență pentru populație, utilizat în caz de urgență. Pe telefoanele mobile va fi trimis un semnal de alertă sub forma unui mesaj SMS, iar mesajul va fi transmis și la radio și la televiziune. Solicităm tuturor cetățenilor să-și păstreze calmul. La rândul lor, cei de la Biroul pentru Reintegrare au precizat că monitorizează constant situația din regiunea transnistreană. Situația din regiune va fi în continuare minuțios monitorizată de către autoritățile competente din Republica Moldova. 400 de milioane de lei sau 20 de milioane de euro, atât va costa radarul militar pe care urmează să îl achiziționeze Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către ministrul apărării Anatolie Nosatăi în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Totodată Nosatăi a menționat că fondurile vor fi oferite de către Uniunea Europeană, iar dispozitivul în sine va fi livrat în țară până la sfârșitul anului 2025. Totodată, ministrul apărării a subliniat că pentru monitorizarea completă a spațiului aerian este necesară crearea unui sistem care să includă mai multe radare. Într-adevăr, este vorba despre un alt sistem de radar, este diferit decât cel achiziționat de la partea franceză. Vine ca rezultatul unei cooperări cu Uniunea Europeană și va fi cumpărat pe platforma europeană de susținere a de pace. Banii sunt, acordul este finalizat, acordul va fi public, fiindcă este susținut de Uniunea Europeană și valorează circa 20 de milioane. De asemenea, Anatolie Nosatăi a comentat și declarațiile conform cărora acordul de cooperare în domeniul apărării semnat cu Franța pe data de 7 martie contrazice principiul neutralității. Potrivit lui, în acest caz este vorba doar despre o colaborare mai strânsă decât până acum și despre transferul atașatului militar al ambasadei Franței la Chișinău, iar zvonurile în spațiul public sunt doar dezinformare. Într-adevăr, domeniul de apărare reprezintă o posibilitate pentru dezinformare și manipulare cu informația în ultima perioadă și o fac toți, mai ales cei care nu se pricep deloc în acest domeniu și care sunt specialiști în toate domeniile. Ce ține această misiune permanentă se limitează doar la prezența unei singure persoane care va avea funcția de atașat militar în cadrul misiunii diplomatice a Republicii Franceze. Și este vorba despre o doamnă locotenent colonel care actualmente este acreditată pentru Republica Moldova, dar până acum a activat din sediu de la București. Începând de luna viitoare, se va transfera de la București la Chișinău.
Nosatăi a adăugat că prezența atașaților militari în ambasade nu poate fi considerată o prezență militară străină și este considerată o normă în dreptul internațional. În special, a precizat el, în prezent există atașați militari în 10 misiuni diplomatice acreditate în țara noastră, printre care ambasadele României, a Statelor Unite ale Americii, a Belarusului, a Federației Ruse, a Cehiei și a Chinei. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au organizat marți o conferință de presă cu scopul de a clarifica situația privind finanțarea serviciului asistență personală. Secretarul de stat al Ministerului de Resort, Vasile Cușcă, a menționat că acuzațiile aduse anterior de către reprezentanții Primăriei Chișinău sunt nefondate și că municipalitatea ar avea suficienți bani pentru acest serviciu. Acele afirmații că nu sunt bani și de la 1 ianuarie, din primele zile ale lunii ianuarie, au început acele probleme cu contractele de muncă, cu salarizarea asistenților personali, noi ca minister informăm că aceste informații, aceste date nu sunt corecte, sunt eronate și îndemnăm, solicităm Primăriei Municipiului Chișinău, persoanelor responsabile să își onoreze atribuțiile de serviciu de funcție și să salarizeze asistenții personale. Am menționat că bani sunt, bugetul este, inclusiv acest buget este public. De menționat că luni mai mulți asistenți personali din capitală au organizat un protest la primărie. Primarul Ion Ceban a reacționat la ședința tradițională a serviciilor municipalității. Adresarea nu este la noi. Deci vă duceți și întrebați la minister să văd de câte ori întrebați. De ce la Briceni se plătește și la Chișinău nu? Punct. De ce la Cahul se plătește și la Chișinău nu? De ce la Strășeni se plătește la Chișinău nu? De ce la Bălți se plătește și doar la Chișinău și la UTAG? Nu. Exact ca și în alte circumstanțe și condiții. Punct. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale nu au ezitat să comenteze declarațiile edilului de Chișinău. Municipiul Chișinău și UTAG Găuzia sunt cu statut special, au legislația lor specială, pe lângă cea generală care o avem noi pentru celelalte unități administrativ teritoriale. Au venituri inclusiv proprii, au bugete pentru, dacă să luăm municipiul Chișinău, toți agenții economici practic din toată țara sau majoritatea agenților economici activează și pe teritoriul Republicii Moldova și nu putem spune că cei ce se contribuie aici în Chișinău este numai pentru Chișinău. Alt argument că noi nu facem reforme la propunerea primăriei sau când dorești primăria, mai bine zis, reformele se fac având la bază o analiză, niște constatări, niște recomandări și ele sunt posibile la început de un an financiar, bugetar. În prezent, în capitală sunt în total circa 2200 de asistenți personali, dintre care peste 1300 pentru persoanele adulte. La Chișinău a fost inaugurată secția de chirurgie oromaxilofacială din cadrul Institutului de Medicină Urgentă în urma lucrărilor de reparație capitală. Astfel, atât pacienții cât și cei peste 30 de medici care activează în secție vor avea parte de condiții de muncă mai bune, dar și de echipament modern pentru a asigura servicii de calitate. Secția avea condiții care nu puteau fi acceptate, deci au fost investite peste 9 milioane de lei, astfel ca să se finalizeze o reparație capitală, să fie asigurat cu mobilier nou și, de asemenea, echipament medical necesar în activitatea colegilor. Este foarte important că s-au creat condiții destul de bune pentru pacienți, deci în care nu vor mai fi mulți pacienți într-un salon, s-au creat condiții pentru lucrătorii medicali, ceea ce este foarte important, condiții pentru ca să consulte pacienții, condiții pentru ca să se odihnească sau să ducă documentația medicală. Potrivit șefii de la Sănătate, pe parcursul ultimilor 2 ani, în Institutul de Medicină Urgentă au fost investiți circa 200 de milioane de lei, bani alocați de la bugetul de stat din proiectele inițiate de Ministerul Sănătății, dar și din donații.
35 de persoane, printre care 8 copii, au avut de suferit pe parcursul săptămânii trecute în urma a 37 de accidente rutiere care s-au produs pe traseele naționale. Despre aceasta anunță reprezentanții Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Totodată, potrivit sursei, în total, în perioada menționată, oamenii au solicitat de peste 14.000 de ori serviciul de ambulanță, iar cel mai adesea aceștia s-au plâns de probleme cardiace. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în perioada 4-10 martie, ambulanța a fost solicitată pentru 1.426 cetățeni, inclusiv la 1.948 copii. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 5.528 pacienți, dintre care 1.088 copii, au fost transportați la spitale. În ultima săptămână, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru persoanele cu următoarele urgențe: 3.617 cardiovasculare, dintre care 54 cu sindrom coronian acut, 2.051 respiratorii, dintre care 998 infecții respiratorii virale acute, 1.924 neurologice, inclusiv 253 accidente vasculare cerebrale și 1.174 traumatologice. De asemenea, pe parcursul săptămânii, dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat 42 apeluri pe motivul urgențelor toxice, printre care 15 intoxicații cu alcool, 10 cu medicamente și 7 cu monoxid de carbon. De asemenea, au fost înregistrate 36 urgențe generate de agenții chimici și de mediu, inclusiv 22 combustii. Premieră pentru piața financiară a Republicii Moldova, Banca Națională a lansat sistemul de plăți instante MIA, care permite transferarea banilor dintr-un cont în altul în doar câteva secunde. Noul sistem va eficientiza tranzacțiile financiare și va stimula creșterea economică, iar transferarea banilor va fi efectuată în condiții de maximă siguranță. Mai mult, datorită faptului că plățile vor fi efectuate prin aplicații mobile securizate, riscul de fraudă va fi redus considerabil. MIA Plăți a devenit accesibil marți în majoritatea aplicațiilor financiare și poate fi utilizat atât de către persoane fizice cât și de cele juridice care dețin un cont bancar. Astfel, plățile instant oferă posibilitatea de a transfera fonduri în lei, între conturi, în mai puțin de 15 secunde, în regim non-stop, fără plata comisioanelor. Nu mai ai nevoie de a trimite așa numitele poze a cardului de plată prin diferite sociale de socializare care duc nemijlocit la fraude. Lucrul ăsta este deja în trecut. Introduci numărul de telefon și respectiv ai făcut transferul. În același timp, realizatorii proiectului au precizat că transferurile de până la 10.000 de lei pe lună vor fi efectuate fără comision, în timp ce pentru sume mai mari vor fi percepute comisioane ce nu vor depăși 5 lei pentru un transfer. Și pentru diminuarea riscului anume de fraudă, la etapa inițială s-a decis că să avem anumite limite. Și anume, limita unei operațiuni sau unei tranzacții nu poate depăși 5.000 de lei. Nu mai mult de 10.000 de lei pe zi poți să faci operațiuni. Și următoarea limită, nu mai mult de 30.000 de lei pe lună. Guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, a precizat că prin implementarea acestui proiect, Republica Moldova face un pas semnificativ către o lume financiară modernă. Asta înseamnă că mediul de afaceri va fi impulsionat și asta este o dovadă a angajamentului pe care noi îl avem față de mediul economic din Republica Moldova, de a sprijini business-ul, de a sprijini antreprenorii, de a ușura munca fiecărei persoane. Prezent la evenimentul de lansare, prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a subliniat că sistemul respectiv putea fi implementat în țara noastră acum câțiva ani. În Republica Moldova, acest MIA sau trebuia să fie funcțional, să fi fost funcțional acum 5 ani. Și cu siguranță avem o mai bună aplicare a fondurilor USAID. Nu vă supărați că spun lucrul ăsta, dar trebuie să învățăm din aceste experiențe. Trebuie să ne mișcăm la timp, mai ales acolo unde avem un sector IT foarte dezvoltat.
În același timp, plățile instant se pot iniția din aplicația mobilă a băncii în care clientul are contul deschis sau prin intermediul aplicației de internet banking. În prezent, sistemul de plăți instant MIA funcționează în peste 80 de țări din lume. Termenul limită pentru depunerea cererilor de despăgubire parțială pentru daunele suferite de fermieri din cauza dezastrelor naturale în anul 2023 este data de 15 martie. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, guvernul a alocat anterior 50 de milioane de lei în aceste scopuri. În special, vorbim despre fermieri ale căror culturi de porumb au avut de suferit din cauza secetei, precum și despre proprietarii de livezi și de sere ale căror ferme au fost avariate în timpul intemperiilor din 25 iulie. Potrivit sursei, lista completă a documentelor necesare este publicată pe site-ul oficial al Ministerului de Resort. În Republica Moldova a ajuns un nou lot de echipamente pentru construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Este vorba despre 4 faze de autotransformator necesare pentru modernizarea stației electrice Chișinău. Potrivit ministrului energiei Victor Parlicov, echipamentele cu masa totală de peste 600 de tone sunt livrate în perioada 1-18 martie, în condiții speciale, cu mijloace de transport agabaritic și cu escortă de poliție. În total vor fi livrate peste 20 de camioane cu echipamente și 4 unități de autotransformatoare monofazate cu o sarcină nominală de 210 MW fiecare, chiar dacă pe parcursul anului trecut au fost înregistrate anumite întârzieri la realizarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Între timp, toate acestea au fost depășite și lucrările sunt realizate conform graficului. Potrivit șefului de la energie, modernizarea stației este parte a proiectului de construcție a liniei electrice de 400 de kV Vulcănești-Chișinău și va permite racordarea acesteia la sistemul electric al municipiului Chișinău. Linia va consolida securitatea energetică a Republicii Moldova și transporturile transfrontaliere de energie cu România. Astfel se va spori capacitatea de alimentare cu energie electrică a nodului de consum din zona centrală a țării, inclusiv și municipiul Chișinău, și se va asigura funcționarea sigură și fiabilă a întregului sistem electroenergetic al Republicii Moldova. Proiectul de execuție a liniei este în proces de elaborare și coordonare. Echipamentul de bază a fost produs, testat în fabrică și este în proces de livrare. Lucrările de construcție urmează a fi inițiate în perioada următoare. Motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește nesemnificativ. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru miercuri 13 martie. Astfel, potrivit ANRE, pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95, șoferii vor achita un preț maximum de 25,14 lei, cu un ban mai mult decât anterior. Totodată și prețul motorinei scade cu 4 bani și va putea fi comercializată la un preț maximum de 21,97 lei. Poliția a lansat operațiunea Centura de Siguranță. Pe tot parcursul săptămânii, oamenii legii vor monitoriza folosirea centurilor de siguranță la volan și existența scaunelor pentru copii la bordul autovehiculelor. Centura de Siguranță este o acțiune de aplicare a legii coordonată la nivel european de polițiști din fiecare țară membră a RoadPol. Despre alte evenimente vă povestim în secțiunea Pe scurt. Șeful statului Maia Sandu a operat schimbări la structura administrației prezidențiale și a redus numărul de angajați. Astfel, conform decretului, personalul a fost redus de la 150 la 94 de persoane. În plus, a suferit modificări și structura administrației prezidențiale. Departamentul de e-administrare și securitatea informațiilor a fost redenumit în Serviciul Tehnologie și Securitate Informațională, iar Direcția Generală de Finanțe și Administrare Proprietăți include acum și Direcția Administrativă și Serviciul Contabilitate și achiziții.
14 tineri care își încep cariera diplomatică au depus jurământul funcționarilor publici în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Ministerul Afacerilor Externe. Aceștia au jurat să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a țării, să pună în aplicare în mod obiectiv și imparțial legile și să își îndeplinească cu conștiință obligațiile. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a remarcat că aceasta este o meserie grea, dar extrem de nobilă. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba s-a întâlnit cu șeful misiunii economice și financiare ambasadei Franței la Atena, François-Derrick Colfi, și cu ambasadorul Franței în țara noastră, Graham Paul. Potrivit ministrului moldovean, în cadrul dialogului, înalții oficiali francezi au fost informați cu privire la situația economică din Republica Moldova și au discutat despre prioritățile ministerului de resort, care vizează stimularea și creșterea rapidă a economiei. În Republica Moldova, festivalul Mărțișor s-a încheiat cu un concert aniversar la cei 90 de ani ai lui Serghei Lunchevici. Prezent la eveniment, ministrul culturii Sergiu Prodan a mulțumit tuturor spectatorilor și artiștilor care și-au dat energia și talentul performând în toate colțurile țării noastre. Potrivit organizatorilor, în perioada 1-10 martie au fost organizate peste 60 de concerte. De menționat că primul festival internațional de muzică Mărțișor a avut loc în anul 1966 la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Spectacol exclusiv artiștilor Cirque du Soleil la Chișinău, în capitala țării noastre, a ajuns în premieră programul Hogwarts Holidays. Show-ul este o producție unică la limita teatrului fizic și a circului, a comediei și a magiei, care combină arta circului și patinajul artistic într-un singur spectacol pe arena de gheață. Potrivit organizatorilor, spectacolul este o poveste completă, cu decoruri și imagini unice, costume care permit spectatorilor să se simtă parte a universului magic al lui J.K. Rowling. Iar acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Emoții, adrenalină, praf și mult spectacol pe două roți spre deliciul publicului. Toate acestea au avut loc în cadrul primei etape a campionatului Moldovei la motocross, care s-a desfășurat weekendul trecut în capitală. Aproape 60 de participanți de diferite vârste s-au întrecut pe traseul de motocross de la Schinoasa. Cei mai curajoși, dar mai ales cei mai rapizi, s-au ales cu premii valoroase din partea organizatorilor. Primii s-au aventurat în competiție cei mai mici, unii fiind elevi chiar în clasele primare. De două luni mă antrenez pe motocross și îmi place foarte tare să fac motocross. Am 8 ani și îmi place foarte motocross. Mama ca prima oară pe motocicletă la 5 ani. Și nu ți-a fost frică? Nu a fost frică, dar am trecut de asta. Iau video în internet. Am văzut video în internet. Părinții mi-au propus și am început să practic acest gen de sport. Dacă nu îmi plăcea, nu aș fi frecventat. Însă mi-a plăcut și merg cu regularitate. La eveniment a fost prezent și multiplul campion al Republicii Moldova, renumitul sportiv Mihai Cociu, însă de această dată în calitate de antrenor. Sportivii se dau emoții, nu se întâmplă în vederile lor, dar mă bucur că din an în an mai mulți sportivi au concurență mai mult, care e o plăcere mare. Organizatorii spun că și de această dată evenimentul a adunat sute de spectatori. Se observă că oamenilor le-a fost dor de această adrenalină pe care o poți cunoaște doar în acest loc. Important este că nu doar noi suntem mulțumiți, dar și participanții împreună cu spectatorii. Afară este un timp minunat, componența participanților este una pe măsură. Aici sunt participanți în vârstă de 7 ani, este un băiat de 12 ani care a debutat astăzi
astăzi și mai este și un veteran care participă din perioada Uniunii Sovietice, care are 66 de ani și participă la cursă. Este o zi cu soare, multă lume, mult miros de benzină, dar și mult praf. Cei care au ajuns primii la linia de finish s-au ales cu diferite premii, inclusiv bănești. Cursa a fost, aș spune, un pic de grea, să știți, am avut concurență de Ghernici, până la 50, mă înțelegeți, în locul 3, pentru rezultatele a fost Alexandru. După ce am avut antrenamente multe și asta a fost rezultatul. Emoții la maxim, niciun gând ca să stig azi primul loc, asta e muncă, efort, adrenalină. La competiție au concurat în clasele MX Open, MX Junior, veterani, hobby, dar și la clasa ATV-uri. Reprezentantul Vaticanului în Ucraina, Visvaldas Kulbokas, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe din cauza declarațiilor Papei Francisc în presă. Ambasadorul a fost informat că Kievul este dezamăgit de declarațiile pontifului în care sanctitatea sa îndeamnă la negocieri. Potrivit sursei, în Ucraina nu se așteptau la astfel de apeluri din partea Papei, ci semnalează necesitatea unei unificări imediate a forțelor. Anterior, pontificul, într-un interviu acordat unei companii de televiziune și de radio din Elveția, spunea că cel mai puternic este cel care are curajul să ridice steagul alb și să negocieze. Șeful serviciului de presă al Sfântului Scaun, Mateo Bruni, a spus mai târziu că Papa reiterează necesitatea de a identifica o soluție diplomatică a conflictului mai degrabă decât capitularea Kievului. Declarația pontificului a fost criticată de mulți politicieni europeni, iar președintele Ucrainei a numit cuvintele sale mediere virtuală. Într-un interviu acordat canalului francez de televiziune BFM, Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina și-a îmbunătățit poziția strategică în ciuda deficitului de arme, dar a sugerat că situația s-ar putea schimba dacă nu se reia aprovizionarea cu arme. Zelensky a spus că forțele ucrainene au doborât un număr mare de avioane rusești și continuă să opereze viguros în Marea Neagră, acolo unde țintele militare rusești sunt atacate constant. Între timp, marți seara, mai multe regiuni rusești au fost atacate de drone. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, sistemele de apărare aeriană au interceptat în total 25 de drone, relatează Deutsche Welle. Țările europene aproape și-au dublat importurile de arme majore, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. Începând cu anul 2019 până în 2023, achizițiile de arme au crescut cu 94% față de perioada precedentă de 5 ani. Cu o creștere de 47% a exporturilor, Franța a devenit a doua țară în clasamentul mondial al comerțului cu arme după Statele Unite ale Americii. Parisul furnizează 42% țărilor din Asia și Oceania, 34% dintre arme ajung în Orientul Mijlociu. Principalul cumpărător al arsenalului militar francez este India. Rusia a coborât pe locul 3, exporturile sale de arme au scăzut cu 53%. Ucraina este pe locul 4, relatează Euronews. Statele Unite ale Americii și-au sporit vânzările de arme cu 17%. Ponderea lor din totalul exporturilor mondiale a crescut de la 34% la 42%. Experții subliniază că 55% din achizițiile militare efectuate de țările europene provin din Statele Unite ale Americii. Este cu 20% mai mult decât în perioada precedentă. SUA vinde arme într-un total de 107 țări din întreaga lume. Potrivit acestui indicator, țara este liderul absolut pe piața globală. Potrivit SIPRI, Statele Unite ale Americii și Statele Europei de Vest împreună au reprezentat 72% dintre toate exporturile de arme în perioada 2019-2023, în creștere de la 62% în ultimii 5 ani. India a testat cu succes prima rachetă cu focoase multiple produsă la nivel local. Prim-ministrul Narendra Modi a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Oficialii din domeniul apărării au spus că racheta a fost lansată de pe insula Dr. Abdul Kalam din largul coastei Odisha, acolo unde se află principalul site de testare a rachetelor din țară. Potrivit declarațiilor, zborul rachetei a fost urmărit de diverse stații de telemetrie și radar și a menționat că misiunea a fost efectuată conform parametrilor specificați. Țările care utilizează tehnologia Mir-5, inclusiv Marea Britanie, China,
Franța, Rusia și SUA, potrivit Centrului Washington pentru Controlul Armelor și Neprofilare, Pakistanul a testat-o în anul 2017. Uniunea Europeană, pe fondul slăbirii sprijinului financiar acordat Ucrainei din partea Statelor Unite ale Americii, intenționează să transfere 2-3 miliarde de euro către Kiev din profiturile provenite din activele înghețate ale Rusiei în luna iulie. Despre aceasta scrie ziarul britanic Financial Times. Un anunț oficial în acest sens se va face la summitul liderilor UE de săptămâna aceasta, scrie Financial Times. Potrivit proiectului de propunere al Comisiei Europene la care face trimitere publicația, Bruxelles prognozează să utilizeze 97% din profitul net primit din activele rusești înghețate în Euroclear-ul belgian și să le transfere la bugetul UE. Banii vor fi apoi plătiți trimestrial sau semestrial și pot fi folosiți în beneficiul Ucrainei, în cadrul diferitelor aranjamente. Moscova consideră că astfel de încercări sunt ilegale. Între timp, planurile UE nu vor avea efect retroactiv, iar Centrul Internațional de Depozitare și Compensare își va păstra profiturile deja acumulate de aproximativ 3 miliarde 850 de milioane de euro, în special pentru a acoperi costurile judiciare din procedurile cu Rusia. Euroclear a înghețat aproximativ 190 de miliarde de euro din active rusești, începând cu luna februarie 2022, potrivit Deutsche Welle. Armata SUA a evacuat pe cale aeriană personalul ambasadei Statelor Unite ale Americii din Port-au-Prince, capitala Haiti. Până acum, doar cei care îndeplinesc sarcini de importanță secundară au fost scoși din țară. În plus, autoritățile americane au întărit securitatea misiunii diplomatice. Evacuarea a început după o nouă escaladare a violențelor. Bandele armate controlează deja 80% din oraș. Săptămâna trecută au atacat centrul capitalei, acolo unde se află ministere, ambasade, Curtea Supremă, reședința prezidențială, precum și bănci și hoteluri. Bandiții au incendiat clădirea Ministerului Afacerilor Interne și au împușcat în Palatul Prezidențial. Explorăm opțiuni de urgență pentru a asigura siguranța personalului nostru diplomatic. Nu au fost luate încă decizii cu privire la o posibilă desfășurare militară. Și ambasadorul Germaniei și alți diplomați europeni au părăsit Haiti. Deocamdată ei vor lucra în Republica Dominicană vecină. Autoritățile țărilor străine fac apel către cetățenii lor să plece și ei într-un loc sigur. Grupurile criminale au lansat o ofensivă masivă la sfârșitul lunii februarie. În acest moment, prim-ministrul Ariel Henry a plecat în Kenya pentru a negocia ajutor în lupta împotriva bandiților. Liderul militant a cerut răsturnarea premierului. Bandiții au început să năvălească în secțiile de poliție, au încercat să preia controlul aeroportului internațional și au atacat și două închisori, după care mii de prizonieri au evadat. Transportul de mărfuri în aproape toate porturile finlandeze a fost suspendat din cauza unei greve masive a angajaților. Unele mărfuri perisabile vor fi transportate pe nave de pasageri care funcționează în regim normal. Protestatarii sunt împotriva schimbărilor operate de guvern pe piața muncii. Acestea includ reforma pensiilor, concediul medical și prestațiile de șomaj. Protestul a început cu o zi înainte și va dura două săptămâni. La acțiune participă aproximativ 11.000 de muncitori. Alianța Democrată de Centru Dreapta Conservatoare, condusă de Luis Montenegro, a câștigat alegerile anticipate din Portugalia. În același timp, Partidul Socialist al lui Pedro Nuno Santos, care se afla la putere începând cu anul 2015 și a pierdut majoritatea absolută. Potrivit estimărilor, Alianța Democrată a câștigat 29,5% dintre voturi. Partidul Socialist are puțin peste 28,5%. Locul al treilea i-a revenit grupului populist de dreapta Enough Party al fostului comentator sportiv Andre Ventura. La alegerile precedente, formațiunea a acumulat doar 7% dintre voturi, iar în acest an 18%. Cu toate acestea, cele mai mari două partide au declarat anterior că nu vor forma o coaliție cu acest partid. Luis Montenegro și exprimat speranța că socialiștii și partidul INAF nu vor forma o coaliție împotriva lui. Pentru a asigura stabilitatea și statul de drept în țară, trebuie să lansăm un apel la simțul responsabilității tuturor celor care ocupă un loc în Parlament, reprezentând poporul portughez.
Potrivit experților, formarea unui guvern de coaliție în țară nu va fi ușoară. Aceasta ar putea genera în cele din urmă noi alegeri anticipate. Președintele a convocat actualele alegeri anul trecut după demisia premierului Antonio Costa. El a plecat din funcție pe fondul unui scandal de corupție. Aproximativ 5.000 de lucrători medicali au mărșăluit recent pe străzile din București, capitala țării vecine România. Medicii și asistentele cer salarii mai mari, precum și plăți adecvate pentru orele suplimentare, dar și pentru gărzile de noapte. Organizatorii manifestației au avertizat că intenționează să declanșeze o grevă generală dacă apelurile lor nu vor fi auzite. La rândul său, ministrul sănătății din țară a spus că este deschis dialogului și că este gata să se întâlnească cu protestatarii. Finanțarea pentru sistemul de sănătate este insuficientă în comparație cu nevoile actuale. Salariile noastre au rămas la nivelul anului 2018. Munca noastră nu este răsplătită în mod corespunzător. Între timp, aproximativ 12.000 de medici stagiari s-au alăturat grevelor în masă ale medicilor din Coreea de Sud. Aceștia nu s-au prezentat la serviciu și au cerut ca decizia guvernului de a majora cotele în școlile de medicină să fie revizuită. Potrivit acestora, o astfel de măsură nu va rezolva problema deficitului de personal din sectorul sănătății și va afecta calitatea serviciilor. Autoritățile amenință greviștii cu retragerea licențelor de activitate și chiar cu procese de judecată. Concedierea specialiștilor a încinat serios sistemul medical sud-corean. Unele spitale nu acceptă pacienți din cauza lipsei de personal. Autoritățile apelează tot mai mult la asistentele medicale, dar și la medicii militari. În Belgia, numărul deținuților a depășit capacitatea instituțiilor penitenciare. Din cauza supraaglomerării în închisori, autoritățile țării au decis să elibereze condamnații acasă. O lună de închisoare poate fi alternată cu o lună de arest la domiciliu. În Belgia sunt 12.300 de prizonieri pentru fiecare 10.700 de paturi de închisoare. Iată de ce sindicatele supraveghetorilor chiar amenință cu grevă. Criticii spun că situația se datorează noilor politici care impun pedepse aspre cu închisoarea pentru infracțiuni mai puțin grave. În ultimii trei ani toți spuneau că introducerea sau punerea în aplicare a pedepselor scurte ar genera un tsunami de prizonieri în închisori și că aceste închisori nu ar avea capacitatea de a le gestiona sau de a găzdui deținuții, nici din punct de vedere al umanității, nici din punct de vedere al personalului, nici din punct de vedere al infrastructurii. Nu este prevăzută executarea pedepselor la domiciliu pentru cei condamnați pentru terorism sau infracțiuni sexuale, precum și pentru deținuții condamnați la mai mult de 10 ani. Cel puțin 50 de persoane au fost rănite în urma unui incident cu implicarea avionului Boeing 787 al companiei aeriene sud-americane LATAM Airlines. Potrivit medicilor, o persoană este în stare gravă, iar restul au suferit răni ușoare până la moderate. Aeronava care efectua cursa de la Sydney, Australia, la Auckland, Noua Zeelandă, a început să piardă brusc altitudine în timpul zborului. La un moment dat, avionul a căzut aproximativ 100 de metri. Pasagerii care nu purtau centurile de siguranță au zburat mai întâi în tavan, iar apoi au căzut pe podea. 12 dintre aceștia au fost internați în spital, iar unul este în stare gravă. Cei de la compania aeriană spun că incidentul a fost cauzat de unele probleme tehnice. Pe caz a fost declanșată o anchetă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment și talk show-uri politice. Eu sunt Veronica Leșco și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.